sincer, niciodată nu m-am gândit la mine. Foarte sincer. Mi se pare că personajul principal din povestea lui trebuia să fie covorul fermecat. Sau duhul din lampă. Pentru că, dacă ne gândim bine, Aladin nu prea știe să facă nimic fără lampa fermecată. Nu? Nu prea dă dovadă de ingeniozitate. Singurul lucru pe care știe să-l facă e să șteargă praf cu mâinile. Deci ia o lampă în mână și o șterge de praf și așa rezolvă toate situațiile conflictuale din viața lui. În cel mai bun caz, ar fi fost o menajeră foarte bună. Având în vedere că știe să șteargă praful și să umble cu un covor care zboară. Dar nu e așa. Cei de la Disney l-au promovat ca erou. Și nu mi se pare corect. Doar pentru că are păr des, nu are chelie, pentru că are un ten perfect și o dantură perfectă, e eroul perfect. A, să nu mai vorbim de faptul că nu poartă cămașă și așa poate să-și arate pectoralii. Dar de ce ai avea nevoie de pectorali când tot ceea ce faci e să ștergi o lampă și să zbori cu un covor? Dar nu, eroul nostru este Aladin. Aladin este cel care salvează situația. Este cel care, până la urmă, dă și de bogății. Cu ajutorul cui? Cu ajutorul lămpii. Faptul că șterge de praf o lampă și ajunge să fie bogat. Nici măcar atunci când ajunge în mijlocul comorilor, nu știe să fac, ce să facă cu atâta bogăție. Nici un pic de spirit antreprenorial. Să fi adunat toți banii aia, de exemplu, și fi pornit o afacere. De vândut covoare, de exemplu. Sau lămpi. Sau ștergătoare de praf. Pentru că se pricepe la chestia asta. Dar nu! El stă acolo în mijlocul comorii, caută o comoară și mai mare și tot nu știe să o găsească. Tot are nevoie de duhul din lampă fermecată. Și iarăși revine la ocupația lui principală, șterge lampa. Eu zic că trebuie să-l detronăm pe Aladin. Și avem nevoie de covoare fermecate și de duhuri.